primul tur al trecut. Și adică, cum, sunt tot atâtea ștampile? Nu, o să fie mult. Cât ai? Birou a decis 7 ștampile maximul cât era prevăzut? Da, 7 ștampile. 7 cabine? Da. 7 persoane care vor fi în birou de vot? A anunțat vreun partid că lipsește mâine vreun membru, cineva? Nu. Deci vor fi toți. Deocamdată nu a anunțat, dar... Din câte știm, la turul 2 a renunțat cineva de la PSD de a se prezenta. Da, dar am schimbat persoanele. Deci am făcut cererile la birou centrală București și la BES și s-au schimbat persoanele. Cu siguranță? Cu siguranță. Da, suntem complexi. Suntem complexi. Cererea am făcut-o chiar eu personal și cu domnul Andreza și s-a... Deci mâine ziceți că o să voteze mai repede ca data... Sperăm să voteze mai repede. S-a spus... mult mai multă populație mâine decât... Dar vreau să vă spunem, noi suntem voluntari, dăm tot sufletul din noi și facem când suntem împreună cu oameni, nu suntem nici plătiți de ambasadă, nici... Dar să cei fim de la ambasadă au aceeași voluntate ca și dumneavoastră? Da. Și data trecută, am fost și data trecută. Voi sunteți de la ambasadă și dumneavoastră la, sunt benevol. Da, la consulat din păcate. Nu, ei sunt la ambasadă doar din partea PSD-ului, nu sunt angajat pe ambasadă. Deci să fie înțeles, s-a dat un comunicat și este un link în care s-a explicat că pentru bunul mers al votului este absolut, ok absolut. Să se înscrie ți persoane și pentru a fi voluntari. Sunt oameni care au fost printre noi, votați. Oamenii să scrie, se vor da pixuri, o să fie 30 de voluntari în fiecare rând, da. Care să ajute pe oameni să declare, să scrie, să știe exact. Aveți o informație dacă Meleșcanu va ajunge mâine la Paris? Domnul Meleșcanu chiar am stat de vorbă seara asta, am pus mai multe întrebări în sala centrală. De ce este aici? Da, este aici și o să voteze, nu o să-i dăm voie să voteze așa, numai în rând cu oamenii de dimineață. Ce caută ministrul de externe al României din partea PSD-ului la Paris în ziua votului? Asta m-am întrebat și eu, dar în fiecare ambasadă, din fiecare țară, s-a dus cineva din... Din PSD? Da. Dar dusul pentru ce? Eu sunt apolitic, ca să nu... Opoziția română, de ce nu este reprezentată? De ce din partea acelei nu este nimeni? Este de la partidul... Cine este de la acele? Este doamna Doina, nu știu exact cum o cheamă, doamna Ancuța sunt. Și încă un băiat, cum îl cheamă, Denițiu sau așa. Și eu sunt din partea POR, deci din partidul de ecologiști români. Dar de data asta sunt voluntar. Am fost data trecută, pentru că era și candidatul nostru la William Răză. Și vă promit că o să meargă mai repede, să facem tot posibilul. Vă luați angajamentul că veți face cum ați făcut în turul 2, să semnați 600 de înregistrări. 638 am făcut data trecută și câte acum vreți sper să faceți pentru mâine? 1000 și. Să sperăm. Există buletine de vot? Da. Era o știre foarte purulentă că există un număr limitat de buletine de vot în toată diaspora. La noi a venit 8000. Deci aici. Toate acestea vor fi care peste 10.000 de prezenți. Vor fi mai mult, dar nu cred că o să meargă mai... Deci, în limita noastră, 77, nu cred că o să reușim. Mâine, la ora 21, dacă sunt 10.000 de persoane aici, la Ambasada României din Paris, pentru două secții de votare, chiar dacă suntem 10.000, avem numai 8.000 buletine de vot, deci 2.000 de persoane nu vor vota. Stați puțin. Nu. Sunt 8.000 ștampilate. Să facă copii din țara asta. Sunt 8.000 ștampilate care ni s-au predat și sunt în rezervă în caz că... O să fie mai rapid, o să stampileze alte... Deci cu ștampila de control, dacă nu înțeles. Nu se pune pe... Aveți o idee cam cât depășește rezerva care vi s-a trimis peste cele 8.000 ștampilate? Nu. 20 ceva de mii. Deci asta nu pot să vă spun nimic. Tot ceea ce ați discutat acum, plus multe alte informații pe care le aveți și vi s-au oferit, sunt prelucrate la modul punctual, cu numerotat, tot. Indubitabil se vor respecta, aveți dumneavoastră... Absolut, da. Cel puțin și data trecută n-am avut nicio obiectivitate. Domnul Gabriel a fost aici din partea Impact European, a văzut, deci n-a fost în partea noastră. Dincolo tot la fel n-a fost niciun fel de... Eu vreau să fie și lumea înțelegătoare, să nu facă presiune, să ne lasă să ne facem treaba, că atunci nu o să meargă... Nu facem niciun fel de presiune, eu v-am întrebat încă o dată, aveți 8.000 de buletine de vot primite, suntem de acord. Da. Dacă suntem 10.000 sau 12.000 mâine, aveți dumneavoastră o rezervă de buletine de vot ca toată lumea să voteze. Să nu spuneți, nu mai avem buletine de vot la ora 20... Deci o oră de vot nu mai sunt rezerve fără nici o discuție. Deci, nu...
Cine v-a convins de toate, de toate lucrurile astea? Sunt convins spun... și ei însuși sau este cineva de, care v-a convins de când, și sunteți de când se votează la ambasadă? Liniștit pentru ziua de mâine. Deci, că văd că sunteți foarte încrezători. Eu am n-am participat foarte numai acum și data trecută. Am participat la toate la ambasadă. Orice a fost și acum sunteți cel mai liniștit. Nu sunt liniștit, chiar sunt foarte supărat, pentru că nu s-a făcut încă o secție, pentru că la ICR aici a fost spațiu, la Espace Rom, Maison Romain, se sunt cu un spațiu, se putea face încă două secții, minim. Da. A fost rea voință din partea... Din partea cui este rea voință? Din partea Ministerului de Externe, clar. Și din partea guvernului, nici decât a Becului, pentru că Becul a căzut de acord, da. Să fie. Da. Au căzut de acord chiar și primar din Germania, din Italia, din Spania. Da, evoala Mesimeleșcanu, vă l-am văzut, am vrut să vă fac atenți, dar... Evoala Mesimeleșcanu ne-a evitat. Deci noi o să facem dar o să vorbim mâine. Așa vreau să vorbească cu noi? Care o să fiți aici ca și observator, ca așa mai departe, să-i spuneți la oameni să nu stea în cabină. Corect. Noi ne-am făcut toți. Toți ne-am pregătit în așa fel încât și eu vă mulțumesc. Să îi stopăm pe toți să facă dobagie.